First place, I'd like to say thanks, really, thanks to the fathers, professors of this theological faculty for the very kind invitation. Întâi de toate, aș vrea să adresez mulțumirii profesorilor, părinților profesori de teologie, părintelui decan, Lenus Moldoveanu, decanul Facultății Teologiei din București, părintelui Dumitru Banca, profesorul Dumitru Cerdan Bailia. And above all, thanks to those who have made the translation possible, Mihai Raduca and Mihai Carama, and the editor of Editura Paralela. Apoi aș vrea să mulțumesc traducătorilor cărții mele, subsemnatul și colegul meu, Mihai Raduca, precum și editorilor, editor și editorii Paralela 45. It was their initiative to have my book translated into Romanian, and I'm particularly happy that this is the first occasion when the book has been translated into a language that really represents an Orthodox Church. La inițiativa lor, cartea mea a fost tradusă în limba română și este o bucurie pentru mine faptul că, pentru prima oară, cartea mea a fost tradusă în limba unui popor majoritar ortodox. As Pope St. John Paul II said, church needs to breathe with both lungs, east and west. Așa cum Papa Ioan Paul al II-lea a spus că biserica trebuie să respire prin ambii plămâni, atât cel din răsărit cât și cel din apus. And I believe this particular topic, orientation in liturgical prayer, is one where we look back to our common roots. Cred că, în mod special, această temă a orientării în timpul rugăciunii liturgice este un element care ne face să ne gândim la izvorul nostru comun. So I would like to give you a brief introduction really to the argument of my book. Astfel aș vrea să vă fac o scurtă prezentare a argumentării cărții mele. The reform of the Roman liturgy initiated by the Second Vatican Council brought many changes to traditional Catholic worship. The most conspicuous change of the ritual shape of the Mass was the adoption of what is known as the celebration facing the people, which has become the almost universal practice in the Latin Church. Reforma liturgiei romane inițiată de Conciliul Vatican II a determinat multe schimbări în cadrul cultului catolic tradițional. Cea mai evidentă schimbare a formei ritualului misei a fost adoptarea slujirii cu fața către popor, practică ce a devenit aproape universal în Biserica Latină. Notably, the Second Vatican Council Constitution on the Sacred Liturgy does not speak at all about Mass facing the people. How this dramatic shift in Catholic worship came about is another story. What I would like to do this evening is to retrieve the profound theological and spiritual meaning which the tradition of the Church, both East and West, has consistently attributed to the common orientation of priests and people in liturgical prayer known as facing East. În mod special, Constituția despre Sfânta Liturghie a Conciliului Vatican II nu vorbește însă deloc despre celebrarea misiei cu fața spre popor. Modul în care s-a petrecut această schimbare dramatică în liturgia catolică este altă poveste. Ceea ce vreau să pun în discuție în această seară este recuperarea profundului înțeles teologic și spiritual pe care tradiția Bisericii, atât în răsărit cât și în apus, l-a conferit orientării comune a preotului și a poporului în timpul rugăciunii liturgice, practică cunoscută ca poziționarea către răsărit. In most major religions, the position taken in prayer and the layout of holy places is determined by a sacred directory. For the history of religions, the term sacred direction is more appropriate than orientation, since this term specifically indicates a turning towards the East, Orient. În majoritatea marilor religii, poziția adoptată în timpul rugăciunii și dispunerea sfintelor locașuri sunt determinate de o direcție sacră. Pentru istoria religiilor, sintagma direcție sacră este mult mai potrivită față de orientare, de vreme ce acest numă termen indică anume întoarcerea către răsărit. For proper understanding of the sacred direction in Christianity, we must consider the process by which it became separate from Judaism.
Jews in the diaspora prayed towards Jerusalem, or more precisely, towards the presence of the transcendent God, the Shekinah, in the Holy of Holies of the Temple. Pentru o înțelegere adecvată a direcției sacre în creștinism, trebuie să luăm în considerare procesul prin care se separa de iudaism. Evreii din diaspora se rugau privind în direcția Ierusalimului, sau mai precis în direcția prezenței Dumnezeului transcendent din Sfânta Sfintelor din Templu. After the destruction of the temple, the custom of turning towards Jerusalem was kept in the liturgy of the synagogue. Thus, Jews have expressed their eschatological hope for the coming of the Messiah, the rebuilding of the temple, and the gathering of God's people from the diaspora. Chiar și după distrugerea templului evreiesc, obiceiul întoarcerii sau îndreptării către Ierusalim s-a păstrat în liturghia sinagogală. Astfel, evreii și-au exprimat speranța eschatologică în venirea lui Mesia, în reclădirea templului și în adunarea poporului Dumnezeu din diaspora. Facing Jerusalem in prayer was inseparably linked with the messianic hope of Israel. For this reason, the sacred direction was part of the controversies that finally led to the separation of Christianity from Judaism. Întoarcerea către Ierusalim în timpul rugăciunii era legată inseparabil de speranța eschatologică a lui Israel. Din acest motiv, direcția sacră era parte a controverselor care au determinat până la urmă separarea creștinismului de iudaism. Christians no longer turned towards the earthly Jerusalem, but towards the new, the heavenly Jerusalem. It was their firm belief that when the Lord will come again in glory to judge the world, he will gather his elect to make up this heavenly city. The rising sun was considered an appropriate expression of this eschatological hope. From very early times, it was a matter of course for Christians to pray facing east. Creștinii nu se mai întorceau către Ierusalim pământesc, ci către noul Ierusalim ceresc. Credința lor puternică era că atunci când Domnul va veni iarăși în slavă să judece lumea, își va aduna aleșii pentru a întemeia această cetate cerească. Soarele ce răsare era considerat o expresie adecvată a acestei nădejdi eschatologice. De la început, rugăciunea cu fața către răsărit era o practică firească pentru creștini. In the New Testament, the special significance of the eastward direction for worship is not explicit. Even so, tradition has found many biblical references for this symbolism. For instance, the Sun of Righteousness, Malachi 4:2, the day dawning from on high, Orients ex alto, Luke 1:78, the angel ascending from the rising of the sun with the seal of the living God, Revelation 7:2, not to mention the Johannine light imagery. According to early Christian exegesis, the sign of the coming of the Son of Man at the end of time, with power and great glory, which appears as the lightning from the east and shines as far as the west, is the cross, reference to Matthew 24. În Noul Testament, însemnătatea specială a direcției către răsărit în cadrul cultului nu este explicit. Chiar și așa, tradiția a identificat multe referințe biblice pentru acest simbolism, ca de pildă. Soarele dreptății de la Maleahii 4:2, răsăritul cel de sus, Oriens ex alto, la Luca 1:78, îngerul care se ridică de la răsăritul soarelui cu peceta Dumnezeului celui viu din Apocalipsa 7:2, ca să nu mai vorbim de registrul luminii Ioanei, potrivit exegezii creștine timpurii, semnul venirii Fiului Omului la sfârșitul veacului cu putere și slavă multă, care apare ca un fulge de la răsărit și strălucește până la apus, este crucea, cu referință la Matei 24:27-30. There is strong evidence for eastward prayer from most parts of the Christian world from the 2nd century onwards. The reason for facing east in prayer is explained with great clarity by Origen, who was active in the first half of the 3rd century in Alexandria and in Caesarea Maritima in Palestine. Origen writes in his treatise on prayer from around 231, and now we must add a few remarks on the direction in which we should face while praying. There are four cardinal points, north, south, east, and west. It should be immediately clear that the direction of the rising sun obviously indicates that we ought to pray inclining in that direction, an act which symbolizes the soul looking towards where the true light rises. Există mărturii puternice pentru practica rugăciunii cu fața spre răsărit din majoritatea părților lumii creștine începând cu secolul al II-lea. Motivele pentru această poziționare către răsărit în timpul rugăciunii sunt explicate limpede de Origen,
care și-a desfășurat activitatea în prima jumătate a secolului al II-lea în Alexandria și Cezarea Maritimă din Palestina. Iată ce scrie acesta în tratatul său despre rugăciune, circa 231 după Hristos. Iar despre partea spre care trebuie să privească cel ce se roagă, puține sunt de zis. Patru fiind părțile lumii, și anume cea către miază noapte și cea către miază zi și cea către apus și cea către răsărit, cine nu va mărturisi de la sine că cea către răsărit ne arată că nu altundeva decât într-acolo, aplecând ne simbolicește, întrucât sufletul caută către răsăritul luminii cele adevărate și răsneuva. The rationale Origen provides for orientation in Christian prayer is imbued by the symbolism of the fourth gospel, which presents Christ as the light of the world. The eastward position is taken for granted, for it belongs to that sort of ecclesial customs that must be observed, even though their meaning is not familiar to everyone. Origen attests that together with other rites, the turning to the east was, he says, handed on and entrusted to us by the high priest and his sons. That is, it has its origin with Christ and his apostles, in homilies on Numbers 5:1. Argumentul pe care Originul aduce pentru practica rugăciunii cu fața către răsărit este impregnat cu simbolismul preluat din Evanghelia a patra după Ioan, care arată pe Hristos ca lumina a lumii. Poziția cu fața spre răsărit în vremea rugăciunii este luată ca atare, întrucât aparține acelui tip de obicei ecleziastic ce trebuie respectat, chiar dacă înțelesul său nu este bine cunoscut tuturor. Origen mărturisește că, alături de alte rituri, întoarcerea cu fața către răsărit a fost predată și încredințată nouă de Marele Arhiereu și de Fiii Lui, adică și are uvârșia în învățătura lui Hristos și a apostolilor săi, cu referință la omilii la nume, capitolul 5, capul 1. The wish to turn towards Christ, who was to come again from the east, led to the burial of the dead in the direction towards the sunrise, as is evident in early Christian burial sites of Gaul, Italy, and North Africa. The Acts of the Martyrs from the middle of the 3rd century testify that in the hour of martyrdom, Christians turned towards the east to pray. Dorința creștinilor de a sta cu fața către Hristos, cel ce iarăși va să vină de la răsărit, a determinat practica îngropării celor morți în direcția răsăritului, mărturii fiind mormintele creștine din Galia, Italia și Africa de Nord. De asemenea, actele martirice de la jumătatea veacului al III-lea atestă faptul că în ceasul muceniciei creștinii se întorceau către răsărit pentru a se ruga. The German theologian Erich Petterson has shown the close connection of eastward prayer and the cross, which is evident in the post-Constantinian period at the latest. In contemporary synagogues, the corner with the receptacle for the Torah scrolls indicated the direction of prayer, Qibla, towards Jerusalem. Among Christians, it became a general custom to mark the direction of prayer with a cross on the east wall in the apsis of basilicas, as well as in private rooms, for example, of ascetics. Teologul german Erich Petterson a arătat legătura strânsă între rugăciunea spre răsărit și cruce, fapt evident pentru perioada post-constantiniană, dacă nu chiar de mai devreme. În sinagogile din acea perioadă, colțul unde se afla locul de păstrare a surilor Torei indica direcția de rugăciune, Qibla, înspre Ierusalim adică. În rândul creștinilor, a devenit un obicei larg răspândit să se marcheze direcția de rugăciune prin imprimarea semnului crucii pe peretele dinspre răsărit din absidele bazilicilor, precum și în încăperile particulare, cum sunt camerele monahilor sau pusnice. In the Egyptian anaphora of St. Mark, the deacon announces before the introduction to the Trisagion, "You who are seated, stand up, attend to the east." In the dialogue preceding the anaphora, common to all liturgical traditions, the response, "Habemus ad Dominum," that follows the invitation, "Sursum corda," lift up your hearts, most likely implies that the congregation faces east. In the early church, the lifting up of hearts was accompanied by expressive bodily gestures, standing upright, raising one's arms, looking upwards, and most likely turning towards the east. În cadrul anaforarei liturghiei egiptene a Sfântului Marcu, înainte de introducerea trisagionului biblic, adică sanctusul, diaconul exclamă: "Cei ce ședeți, ridicați-vă, priviți spre răsărit." În cadrul dialogului preanaforal, propriu tuturor riturilor tradițiilor liturgice, răspunsul "avem către Domnul", care urmează invitației sus să avem inimile,
implica cel mai probabil faptul că adunarea privea spre răsărit. În biserica primară, înălțarea inimilor era acompaniată de gesturi corporale expresive. Statul în poziție dreaptă, ridicarea mâinilor, privirea în sus și foarte probabil întoarcerea către răsărit. The principle of facing east in prayer governed the building of churches from early on. Accordingly, most ancient basilicas were constructed in such a way that their apse with the altar would face east. This can be concluded from extant archaeological monuments in areas like Syria, Mesopotamia, Palestine, Egypt, Asia Minor, Greece, Noricum, and Dalmatia. The position of the celebrant at the altar was dictated by the orientation of the building. Hence, in basilica with the apse facing east, the celebrant offered prayers, and especially the Eucharistic prayer, facing the apse. Principiul poziționării cu fața către răsărit în vremea rugăciunii a determinat planul construirii bisericilor de timpuriu. Astfel, cele mai vechi bazilice au fost construite în așa fel încât absida cu altarul să fie spre răsărit. Acest fapt poate fi demonstrat prin existența monumentelor arheologice din Siria, Mesopotamia, Egipt, Asia Mică, Grecia, Noricum și Dalmația. Poziția slujitorului la altar era dictată de orientarea locașului. Astfel, în bazilicile cu absida spre răsărit, slujitorul se ruga și slujea Eucharistia privind spre absidă. Basilicas with an oriented entrance are found chiefly in Rome and North Africa, where the uses of the Roman Church were closely followed. When churches were erected over the tombs of saints, the arrangement of these highly venerated memorial conditioned the plan of the building and sometimes did not allow the orientation of the apse. Bazilicile cu intrarea orientată spre răsărit, deci cu absida spre apus, se găsesc în mare parte la Roma și în Africa de Nord, unde practicile bisericii romane erau urmate îndeaproape. Acolo unde bisericile erau ridicate pe mormintele sfinților, locul acestor vestigii foarte venerate a determinat și amplasarea bisericii și nu a permis adesea orientarea absidei spre răsărit. Faptul că multe din bazilice din Roma nu sunt aliniate de-a lungul axei est-vest poate fi explicat cu ușurință. The fact that many basilicas in Rome are not aligned along the west-east axis can be easily explained. Churches rested on ancient foundations. Already under Constantine, secular buildings were turned to Christian use. Most importantly, the deviation from the east-west axis was owing to the constraints of a street plan in a densely populated city. For instance, the street entrance of the Basilica San Clemente is facing towards the southeast. Faptul că multe dintre bazilicile din Roma nu sunt aliniate de-a lungul axei est-vest poate fi explicat cu ușurință. Multe biserici erau așezate pe fundații mai vechi. Deja din timpul domniei împăratului Constantin, edificii seculare erau date în folosința creștinilor. Cel mai important, abaterea de la axa est-vest era determinată de constrângerile impuse de planul urbanistic al unei cetăți cu o populație numeroasă. Exemplu în acest sens, intrarea stradală a bazilicii San Clemente este îndreptată spre sud-est. As to the direction of liturgical prayer in basilicas with the entrance in the east and the apse in the west, various hypotheses have been presented. Even if we assume that priests and people were facing one another in early Christian basilicas with an eastern entrance, we can exclude any visual contact, at least for the canon. Notably, Christians of the first millennium would not have associated real participation in the liturgy with looking at the celebrant and his actions. The celebrantus versus populum in the modern sense was unknown in the early church. Cât privește direcția rugăciunii liturgice în bazilicile cu intrarea poziționată spre răsărit și cu absida spre vest, au fost propuse mai multe ipoteze. Chiar dacă presupunem că preotul și poporul stăteau față în față în bazilicile timpurii cu intrarea spre vest, putem exclude orice contact vizual, cel puțin în timpul canonului eucharistic. Creștinii din primul mileniu nu ar fi asociat participarea reală în liturgie cu privirea slujitorului și actelor lui. Slujirea versus poporul în sensul modern este necunoscută bisericii primare. Cosmological orientation and its attendant eschatological symbolism have gradually been lost in the Latin Church. From the 16th century, at the latest, it was no longer the general custom in the West to build churches along the east-west axis. Orientarea cosmologică și simbolismul ei eschatologic s-au pierdut treptat în Biserica Latină. Din secolul al XVI-lea cel târziu, construirea bisericilor în apus conform axei est-vest nu mai era practica generală.
However, what is at issue here is the common direction of priests and people in liturgical prayer, which transcends the mere turning towards one of the cardinal points. Before attempting to elucidate the enduring theological and spiritual significance of this practice, I should like to draw attention to the fact that this was the virtually universal practice of the Latin Church until recently, and is part of the liturgical heritage in the churches of the Byzantine, Syrian, Armenian, Coptic, and Ethiopian traditions. Totuși, aici este vorba despre direcția comună a preotului și a poporului în timpul rugăciunii liturgice, direcție care transcede simpla întoarcere către unul din punctele cardinale. Înainte de a încerca să elucidez puternica semnificație teologică și duhovnicească a acestei practici, aș dori să atrag atenția asupra faptului că aceasta a fost practica universală a Bisericii Latine până de curând și ea este parte a moștenirii liturgice în Biserica Bizantină Ortodoxă, în Biserica Siriacă, Armeană, Coptă și Turcană. There are few Eastern Catholic churches, for example the Maronite and the Syro-Malabar, that have lately adopted the Celebratio versus Populum, and this is owing to modern Western Latin influence and not in keeping with their authentic traditions. For this reason, the Vatican Congregation for the Oriental Churches has declared in its instruction Il Padre Incomprensibile of 6 January 1996 that the ancient tradition of praying towards the East has a profound liturgical and spiritual value and must be preserved in the Eastern rites. Există încă obiceiul în majoritatea liturgiilor răsăritene ca preotul și poporul să stea cu față în aceeași direcție în timpul rugăciunii, cel puțin în vremea naturală. Faptul că unele biserici, dintre bisericile catolice orientale, ca de exemplu cea maronită și cea siro-malabareză, au adoptat de curând slujirea cu fața către popor, se datorează influenței latine moderne, iar nu dorinței de păstrare a tradițiilor autentice ale acestora. Din acest motiv, Congregația pentru Bisericile Orientale a declarat în directiva Il Padre Incomprensibile din 6 ianuarie 1996, că străvechea tradiție a rugăciunii cu fața către răsărit are o profundă valoare liturgică și duhovnicească și a trebuit păstrată în liturgiile răsăritene. Benedict XVI, Joseph Ratzinger, has emphasized that the ancient practice of priests and people facing the same way expresses the nature of the Eucharist as a common act of Trinitarian worship. The whole assembly is united in facing eastward, that is, in turning to the Lord. Joseph Ratzinger considers it momentous that this cosmic symbolism was incorporated into the community celebration. By means of a concrete liturgical gesture, the true location and the true context of the Eucharist unfold, that is, the whole cosmos. The cosmic sign of the sun rising from the east has been interpreted in two ways. First, as a sign of the risen Christ, and thus also of the Father's power and the working of the Holy Spirit. Second, as a sign of hope in Christ's parousia. Hence, the common orientation in liturgical prayer not only conveys the Trinitarian dimension of the Eucharist, but also witnesses to a theology of hope, realizes the Christian synthesis of cosmos and history. Cardinalul Ratzinger sublinează că străvechea practică după care preotul și poporul privesc în aceeași direcție exprimă natura Eucharistiei ca un act obștesc al adorării trinitare. Întreaga adunare este unită în gestul de a sta cu fața spre răsărit, adică în întoarcerea către Domnul. Ratzinger consideră important faptul că acest simbolism cosmic a fost incorporat în celebrarea obligației prin mijlocirea unui gest liturgic concret, adevăratul loc și context al Eucharistiei se revelează. Este vorba de întregul cosmos. Simbolul cosmic al soarelui, care răsare de la răsărit, a fost interpretat în două moduri. Întâi, ca un simbol al lui Hristos cel înviat și astfel ca un semn al puterii Tatălui și al lucrării Sfântului Duh. În al doilea rând, ca un semn al nădejdei în parusia lui Hristos. Astfel, orientarea comună în timpul rugăciunii liturgice nu doar că exprimă dimensiunea trinitară a Eucharistiei, ci mărturisește totodată o teologie a nădejdii. Ea realizează sinteza creștină a cosmosului și a istoriei. The cosmic symbolism of sacramental worship allows the world to remain transparent for transcendent reality. The orientation of prayer reaches beyond the visible altar towards the future glory that is already anticipated in the celebration of the Eucharist.
priests facing the same direction as the faithful when he stands at the altar leads the people of God on their way towards meeting the Lord who is to come. This movement towards the Lord has found its sublime expression in the sanctuaries of the first millennium, where representations of the cross of a glorified Christ mark the goal of the assembly's earthly pilgrimage. This looking out for the Lord keeps the eschatological character of the Eucharist alive and reminds us that the celebration of the sacrament is a participation in the heavenly liturgy and a pledge of future glory in the presence of the living God. This Trinitarian dynamic gives the Eucharist its greatness and saves the individual community from closing into itself and opens it towards the assembly of the saints and angels in the heavenly city as envisaged in the letter to the Hebrews, chapter 12. Simbolismul cosmic al cultului sacramental permite lumii să rămână transparente realității transcendente. Orientarea rugăciunii depășește altarul văzut, trecând spre slava viitoare care este anticipată în celebrarea Eucharistiei. Preotul, privind în aceeași direcție cu credincioșii atunci când stă la altar, conduce poporul lui Dumnezeu pe drumul întâlnirii cu Domnul, Cel ce iarăși va să vină. Această mișcare către Domnul și-a găsit expresia sublimă în sanctuarele primului mileniu, unde reprezentările crucii sau ale lui Hristos în slavă evidențiază semnul pelerinajului pământesc al adunării. Această căutare cu privirea adornului menține viu caracterul eschatologic al Eucharistiei și ne reamintește că celebrarea tainei înseamnă participarea la liturghia cerească și chezășia slavei viitoare din prezența Dumnezeului celui viu. Acest dinamism trinitar conferă Eucharistiei măreția ei și salvează comunitatea individuală de pericolul închiderii în sine, deschizându-o pentru adunarea Sfinților din cetatea cerească, așa cum este ea văzută în Epistola către Evrei. The versus populum position no doubt makes sense for those parts of the Mass where priests and people are in dialogue, especially in the liturgy of the word. However, the paramount principle of Christian worship is the dialogue between the people of God as a whole, including the priest, and God to whom their prayer is addressed. If this principle is not manifest in the shape, in the outward shape of the liturgical celebration, the Eucharist can give the appearance of a catechetical structure. The French liturgist Marcel Metzger argues that the celebration facing the people does not express the true aspect of the Church and of the ministry. The phrases facing the people and back to the people exclude the one to whom all prayer is directed, namely God. The priest does not celebrate the Eucharist facing the people, rather the whole congregation celebrates facing God through Jesus Christ in the Holy Spirit. Poziția versus populum are sens fără îndoială pentru acele părți ale misei sau liturghiei în care preotul și poporul se află în dialog, mai ales în timpul liturghiei cuvântului sau a catehumenilor. Totuși, principiul suprem al cultului creștin este dialogul dintre poporul lui Dumnezeu ca întreg, în care preotul este bineînțeles inclus, și Dumnezeu însuși, căruia este adresată rugăciunea. Dacă acest principiu nu este exprimat în forma liturghiei, aceasta va lăsa aparența unei simple instrucții catehetice. Liturgistul francez, Marcel Metzger, afirmă că slujirea cu fața spre popor nu exprimă adevărata ipostază a bisericii și a slujirii ei. Sintagmele cu fața către popor și cu spatele către popor îl exclud pe cel căruia îi sunt adresate toate rugăciunile, și anume pe Dumnezeu. Preotul nu slujește liturghia eucharistică stând cu fața spre popor. Mai degrabă, întreaga adunare slujește privind spre Dumnezeu prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt. On a principal note, Metzger comments that man is bound to space and time, and so is his prayer to God. When we invoke God, our prayer needs to be incarnated, as it were. We cannot leave behind completely the spatial and temporal representations of God. However, we must always endeavor to purify them. A common direction of prayer towards the East is the supreme purification of this spatial representation of God. Făcând o observație importantă, Metzger susține că omul este legat de timp și spațiu, și astfel este și rugăciunea lui către Dumnezeu. Când îl invocăm pe Dumnezeu, rugăciunea noastră trebuie să fie întrupată, ca să zicem așa. Nu putem să trecem complet cu vederea acestei reprezentări spațiale și temporale ale Dumnezeu, dar trebuie întotdeauna să ne străduim a le purifica. Direcția comună de rugăciune către răsărit este purificarea supremă a acestei reprezentări spațiale ale Dumnezeu.
The common direction in liturgical prayer seems to be closely linked to the understanding of the Eucharist as a sacrifice. The principle that the priest at the altar should take a Godward stance at prayer and face the same way as the people expresses the character of the Mass as an offering to God. Since the 3rd century, the Eucharist has been named Prosphora, Anaphora, and Oblatio, terms that basically convey the idea of bringing to, presenting, and thus of a movement towards God. The person who is presenting the offering is facing the one who is receiving the offering. Thus, he stands before the altar, positioned abdominum, facing the Lord. Se pare că direcția comună în timpul rugăciunii liturgice este strâns legată de înțelegerea liturgiei ca jertfă. Principiul potrivit căruia la altar slujitorul ar trebui să adopte o poziție către Dumnezeu în timpul rugăciunii și să privească în aceeași direcție cu poporul, exprimă caracterul liturgiei de jertfă adus lui Dumnezeu. Din secolul al III-lea, Euharistia a fost numită prosfora, anafora, oblatio, aducere, termen care exprimă, în esență, ideea de a aduce către, de a pune înainte și, prin urmare, ideea unei mișcări către Dumnezeu, iar cel care aduce jertfa privește pe cel care o primește. Astfel, preotul stă înaintea altarului poziționat ad Dominum privindu-L pe Dumnezeu. Pastoral experience of the last 5 decades in the Western Church shows that the understanding of the Mass as the sacrifice of Christ and the sacrifice of the Church has diminished considerably, if not faded away, among the faithful. I do not want to suggest that the triumph of the celebration versus populum is the only reason for this deplorable development. However, the emphasis on the meal aspect of the Eucharist that complemented the celebrant priests turning towards the people has been overdone, and it has fallen short of the Eucharist as a visible sacrifice as the nature of man demands. This is a quote from the Council of Trent. And the Catechism of the Catholic Church says, the Mass is at the same time and inseparably the sacrificial memorial in which the sacrifice of the cross is perpetuated and the sacred banquet of communion with the Lord's body and blood. These two aspects cannot be isolated from each other. The sacrificial character of the Eucharist must find an adequate expression in the actual rite. Not even the best mystagogical catechesis can make up for the decline in the understanding of the Mass among Catholic faithful if the liturgical celebration sends out signs to the contrary. Experiența pastorală din ultimele 5 decenii din Biserica Apuseană arată că înțelegerea misei drept jertfă a lui Hristos și jertfa Bisericii s-a diminuat considerabil, dacă nu chiar a dispărut printre religioși. Nu vreau să sugerez că triumful celebrării cu fața spre popor este singura cauză pentru această situație deplorabilă. Cu toate acestea, accentul pus pe aspectul de cină al Eucharistiei, care a venit în completarea întoarcerii preotului slujitor cu fața spre popor, a fost supra-solicitat și s-a răsfrânt asupra Eucharistiei ca jertfă văzută, așa cum cere însăși natura omului, potrivit Conciliului de la Trent. Misa este în același timp și inseparabil comemorarea sacrificială în care jertfa crucii este perpetuată, după cum și ospățul sfânt al împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Astfel statuează clar Catechismul Bisericii Catolice. Iar aceste aspecte nu pot fi separate unul de celălalt. Caracterul sacrificial al Eucharistiei trebuie să-și găsească o expresie corespunzătoare în ritul actual. Nici măcar cea mai bună catecheză mistagogică nu poate compensa declinul înțelegerii misei în rândul catolicilor dacă celebrarea liturgică oferă semne ale Domnului. The pioneers of the Catholic liturgical movement in the 20th century primarily wanted to strengthen the perception of the Eucharist as a sacred banquet, which they deemed rather eclipsed. They saw the celebration of Mass facing the people as an adequate means to remedy this deficiency. Today, our situation is very different from the first half of the 20th century. It is the sacrificial aspect of the Eucharist of which the faithful, our faithful in the West, are largely unaware. The historical and theological arguments presented in my book will, I hope, serve to reclaim the common direction of prayer for the liturgical life and hence for the welfare of the whole Church. Pionierii mișcării liturgice din secolul al XX-lea au dorit în primul rând să întărească percepția Eucharistiei ca ospăț sfânt, aspect pe care ei îl considerau eclipsat.
Ei au considerat că slujirea misei cu fața spre popor este un instrument adecvat pentru remedierea acestei deficiențe. În prezent, situația noastră este însă foarte diferită față de cea din prima jumătate a secolului trecut. Aspectul sacrificial al Euharistiei este cel de care credincioșii nu sunt conștienți în mare măsură. Nădăjduiesc ca argumentele istorice și teologice prezentate în cartea mea să fie folositoare pentru recuperarea direcției comune de rugăciune în viața liturgică și astfel pentru bunăstarea Bisericii. Mulțumesc.